Bun găsit. România au început deja să se teamă de scumpirile care vor urma. Domnule Negrescu, bună ziua. Ce se va scumpi? Care este topul? În primul rând, mielul, carnea de miel, care este cea mai scumpă în momentul de față din ultimii 30 de ani. Probabil majoritatea populației nu își va permite să-și cumpere carnea de miel pentru masa de sărbători și va renunța la acest produs tradițional de Paște. Mai sunt ouăle care s-au scumpit și continuă să se scumpească. Am văzut o scumpire de 15% în ultimele 3 luni de zile și e probabil ca în ultima săptămână înainte de Paște să vedem o scumpire speculativă. Cum se întâmplă de altfel în preajma sărbătorilor? Și mai un alt element care ține de masa de sărbători, vinul. Vinul pe care dacă nu-l cumperi din timp pentru masa de Paște, s-ar putea să trezești că îl plătești mai scump cu cel puțin 10-15% în săptămâna premergătoare Paștelui. La haine ne așteptăm la scumpiri, știm cum e tradiția la români, se noiască de sărbători. Da. Acum fiecare ce își permite să cumpere de sărbători. Cred că anul ăsta de Paște vor fi cadouri simbolice mai mult pentru copii, ouă de Paște, pentru cei mari chestii mai mult de uzul zilnic decât cadouri importante. Pentru că să nu uităm, avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană pentru a treia lună la rând și asta e secătuit puternic puterea de cumpărare. Oamenii au din ce în ce mai puțin bani, dovadă că dacă te uiți în vânzările din hipermarketuri, în volume, nu în cifră de afaceri, vedea că se vinde din păcate din ce în ce mai puțin. Astfel că oamenii își restrâng foarte mult cheltuielile și numai de cadouri nu le momentul de față în condițiile în care abia reușesc să strângă tot ce e necesar pentru masa de Paște. Mai puțină carne de miel, mai puține ouă. Mulțumim foarte mult, domnule Negrescu.